Pregătesc, plec la sală cam în aproximativ o oră, dar înainte să merg la sală vreau să începem să facem bradul. Așa că m-am echipat de sală, sunt îmbrăcată deja, trebuie doar să ies tușul și am plecat. Dar înainte de asta vreau să desfacem bradul pentru că mi-este atât de dor de el și fiecare dată când îl deschid, în fiecare an în care îl deschid, am senzația că abia l-am deschis pentru ultima dată, dar... Îmi place foarte, foarte mult, așa că hai să începem. O să încep inițial să iau chestiile astea de aici, pentru că aici va sta bradul și n-aș vrea să-l incomodeze vizual cu absolut nimic. Și pe astea nu știu sigur dacă le iau, dar astea trei sigur, sigur o să plece de aici și o să le pun acolo, sus pe dulap. Mai aici suportul pe care o să trebuiască să-l fixez de îndată, de-aia hai mai bine să dau eu jos cutia, ca să ne putem desfășura mai bine. O să mă pun și eu aici, să mă vedeți cât de cât sunt pe aici pe undeva. O să încep să-l scot, eu am brad artificial. Ia să stau eu așa. Bradul meu este format practic din două tuburi de astea foarte mari, simple, cam atât. Și foarte, foarte, foarte multe crenguțe de genul ăsta individuale pe care o să trebuiască să le punem în ordine. Dar mai întâi hai să punem prima crenguță, să văd eu dacă mai știu cum vine. Ah, ok, trebuie să deșurubez de tot. Am deșurubat piulița asta sau cum s-o numia și trebuie să coincidă acum găurica asta de aici. Nu știu dacă o puteți vedea cu găurica de la... prima parte a bradului de jos, ca să zic așa, iar acum o să trebuiască să o înșurubez din nou foarte, foarte, foarte bine. Ia să-l punem să stea drept. Așa, bun. Și o să strâng cât pot eu de tare. O să iau acum a doua parte și o să o montez cu cealaltă. Bun, așa, și cred că trebuie să mai am încă o bucată mai mare și simplă, pentru că bradul meu are 1,80 m, este destul de mare, deși mi-aș fi dorit unul până în tavan, dacă se poate, dar atât s-a putut, atât m-a dus capul acum vreo 2 ani când am schimbat bradul. Și hai să vedem ce facem cu toate crenguțele. Mai țineți voi minte ce trist eram eu în momentul în care v-am arătat decorațiunile de Crăciun când nu găseam toate merișoarele? Ei bine, toate merișoarele mele, sau cel puțin aproape toate, au rămas pe brad și mă super, super bucur din punctul ăsta de vedere. Le am și pe aici, așa că hai să trecem la împodobit. Deja mi s-a făcut toată seara mai bună când am văzut că au rămas pe brăduți și că nici măcar nu trebuie să mă mai complic foarte mult să le pun. Ia, uite ce frumoase sunt, vai, abia aștept, abia aștept. Hai, brăduțule, hai, ieși de aici. Am găsit și a treia parte a bradului și uitați cât sunt de frumoase. Deci am uitat cât este de frumos brăduțul meu. Am uitat, efectiv, și o să-l pun aici. El este mai mare decât mine. Eu am 1,5 m, el are 1,80 m, este mai mare decât mine, dar asta nu poate decât să mă bucure, dar nu înțeleg de ce nu stă foarte fix, cred că nu l-am fixat eu jos. Mă mai uit încă o dată și revin ca să fiu sigură că stă țeapănă aici. Wow, dar sunt superbe, deci mi-a fost atât de dor de el, ia uitați. Sunt foarte, foarte fericită. Ca să-l filmez un pic la detalii și să vă arăt despre ce vorbeam, atât este atașat practic de el, în rest nu mai am nicio crenguță, este doar stâlpul ăsta care este numerotat după niște culori și numere. Aici este 2, verde, aici este 1, portocaliu și tot așa până jos, aici este 3, mov și tot așa până jos. Ce trebuie să fac practic este să mă uit după semnele astea ale lor, uite, aici este cel mov de pe rândul 3 dacă nu mă înșel și ce trebuie să fac este să mă uit la fiecare semn de la fiecare crenguță, aici sunt cele cu verde și trebuie să le așez în ordine, așa că de asta mă voi ocupa în momentul ăsta. Gata, le-am împărțit. Aici sunt cele mov, aici sunt cele albastre, aici sunt cele roșii, galbene și ce acolo? Verde. Iar acum trebuie să le pun în funcție de culorile pe care le voi găsi aici, după cum v-am spus, așa că hai să trecem la treabă!
reușit să îl termin de desfăcut. Ce vreau să fac acum este să-mi pun toate celelalte merișoare de astea, eu merișoare le spun că nu știu cum altfel să le numesc, prin locurile în care există goluri, adică uite, aici, spre exemplu, este un gol destul de mare și aici sus și tot așa, așa că vreau să completez. Văd că astea sunt nefolosite pentru că încă au codița intactă și perfect dreaptă, așa că o să iau, cred că, cam câte 5, să zic, cam așa, o să iau câte un buchețel și o să-l pun de crengi pe aici. Cam așa, aici am mai multe, dar oricum o să alternez. Umplu golurile cu câte 5 pe fiecare crenguță și apoi o să mai adaug pe unde simt eu că mai este nevoie. Că o să umplu în mare parte prima treime a bradului, de sus până pe la 3 sferturi, pentru că căței mei o să le mănânce cu siguranță. Pentru că și anul trecut așa a fost extraordinar de tentat să le mănânce și chiar nu vreau să le mai las să fie mâncate și anul ăsta. Am făcut o mică pauză de câteva ore cu bradul pentru că am fost la sală și apoi am fost în Kaufland să iau instalații. Și eram atât de dezamăgită pentru că eu am mai fost alaltă ieri sau nu mai știu exact când, că v-am luat cu mine oricum când am fost la cumpărături în Kaufland pentru decorațiuni de Crăciun. Cer scuze. Și eram atât de dezamăgită când seara asta nu mai era aproape nicio instalație acolo, nici de 200 de LED-uri. Adică asta era problema mea, că eu îmi doream să iau două de câte 200 de LED-uri pentru că mi se părea raportul calitate-preț... mi se părea destul de ok, pentru că instalația de 200 de LED-uri, de fapt de becuri, nu știu dacă sunt LED-uri. Da, sunt LED-uri. Cu lumină caldă era 35 de lei și atunci cu două, pe două, aș fi dat undeva la 70 de lei. Ceea ce mi se părea foarte ok. Și nu am mai găsit-o și eram atât de dezamăgită că o vedeam doar pe asta cu 384 de LED-uri, care era 80 de lei și mi se părea foarte scumpă în comparație cu celelalte. Dar parcă mi-a luminat așa cineva privirea și am văzut că erau de fapt la ofertă până pe 17 decembrie. Dacă mergeți la Kaufland o să aveți reducere de 50% la toate decorațiunile de Crăciun. Și iată că așa am venit acasă cu două... cutii de instalație și asta o să facem acum și sunt cu lumină caldă și sunt foarte, foarte fericită. Dacă tot am văzut că era reducerea asta de 50%, mi-am luat și fetițele astea de care vă spuneam eu că mi se par destul de scumpi, erau 20 de lei, ceea ce înseamnă că era câte 2 lei 50, una, câte 5 lei una singură și mi se părea destul de mult pentru niște chestii jucării atât de mici cât degetul meu practic este una și eu am mâna foarte mică, dar acum la 10 lei am zis că se merită și au plăcut și lui Răzvan și a spus și el că merită. Și ce am mai luat sunt mașinuțele astea care la fel eram așa indecisă dacă să le iau, să nu le iau, dar... le-a văzut și Răzvan și pentru prețul pe care l-au, ele au fost 15 lei la preț întreg și la 70%, practic a fost 7,50 lei, ceea ce a fost foarte, foarte ok. Și ca să mai completez un pic ceea ce aveam deja, am fost din nou în Pepco înainte să merg în Kaufland pentru că voiam să văd care sunt ofertele de instalații și acolo. Și am mai luat încă un set de astea de globuri de astea verzi, care îmi plac foarte, foarte mult. Sunt un verde smarald foarte frumos, dar camera, bineînțeles, că nu prinde culoarea lor adevărată. Și, din nou, era ultimul pachetel. Nu știu, ori toată lumea nu stă în căutare de globuri verzi, ori nu știu care e faza. Dar sunt extraordinar de frumoase. Așa că am două seturi de astea verzi și mai am încă una vișinie. Vișinii mai erau. Am zis că o să termin de făcut bradul în seara asta, dacă reușesc. Și dacă o să mai simt nevoia să mai iau încă un set de la vișiniu, o să mai iau. Dacă nu, o să rămân cu astea, dar verzi știam sigur, sigur că mai vreau să cumpăr. Ce am văzut eu foarte drăguț în catalogul de la Pepco, dar nu văzusem în niciun Pepco din câte am fost zilele astea în Iași, au fost balerinuțele astea foarte, foarte drăgălașe. Sunt, au așa un tutiu roz foarte drăguț și ele sunt cu foarte mulți clipici auriu. Sper din suflet că le focalizează pe ele și nu pe mine. Ia să încerc. Da, astea. Și mi-am luat 3 balerinuțe de astea pentru că mai am câteva, dar sunt tare, tare drăgălașe și au fost 5 lei bucata, dar sunt foarte frumoase. Abia aștept, abia aștept. Și acum o să încep să pun instalația în brad.
și am luat și un spray de ăsta de zăpadă. Eu intenționez să-l dau pe brad. Răzvan zicea să-l dăm pe geamuri, dar eu mi-aș dori să-l dăm pe brad, iubi, totuși. Păi și după aia cum îl scoți? Nu mai scot, îl las așa. Da? Bine, dacă îl las așa, vedem, mai tip un instalație, că de-aia sunt cea mai fericită și cea mai mândră. Iubi, ce fericită sunt că am extras câștigătoarea. Nu era suficient una. Cum sunt? A, e scurt, are multe becuri. Știți care e problema cu instalațiile astea? Au într-adevăr extraordinar de multe becuri, după cum vedeți, LED-uri, mă rog, dar este foarte scurt și uite că n-am fost atentă la chestia asta, dar na, sper să fie ok pentru anul ăsta. Dar are doar 2,35 m ca lungime. Sunt foarte, foarte multe și de o parte și de alta, dar doar că e foarte scurtă. Mă așteptam să fie mult mai lungă, dar asta e, ne descurcăm. Dăm cu ce avem. Da. Iubita, ce emoții am eu pentru fetele astea. Parcă aș câștiga eu, așa mă simt. Adică... Nu știu, mă bucur că pot să le dau ceva. Adică uneia dintre ele, nu. The first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in the east beyond them far. And to the earth it gave great light, and so it continued.